Hei, salutare și bine ne-am regăsit! Suntem Cristi Stanciu, Mark Ryan. Este rândul nostru să vă aducem The Virgin Vlog, ediția acestei săptămâni, desigur. Ne-a luat foarte mult să ne pregătim, suntem în întârziere, aia e viața, ce să facem. Tuturor ne este greu, altora mai mult decât unora. Trecem în revistă repede ce vedem astăzi și anume... drumroll. Ce se mai întâmplă la The Virgin Sessions și în studio și în afara studioului? I-am pregătit o super surpriză Corinei, colega noastră. Ionut are viață personală. Și... Backstreet's back, alright! În fiecare seară în studioul Virgin se întâmplă The Virgin Sessions. De luni până joi, desigur, de la ora 19 la ora 22, avem voie să ne facem reclamă și ne facem și de cap, desigur. În această prea minunată seară urma să se întâmple ceva. Să vină băieții care cântă cu Antonia, să repete, să lucruri de gen. Până au venit ei, am repetat noi. Iată ce a ieșit. Colegul meu, Ryan, se descurcă foarte bine la clapă, eu mă descurc foarte bine la cajon, se numește, sau cutie. În caz de forță majoră putem să ne apucăm și de nunți, botezuri și alte cometrii. Dar în weekend-uri avem voie să ieșim și din case. Am fost și pe la munte. Winter Air Sports Competition ediția numărul 11 a fost absolut genial. Arată cam așa. Foarte tare la munte, unii dintre noi au și schiat. Alții au căzut pe spate. Virgin Sessions i-a dat pe spate. Yo, 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 that's Andrew. You like to know some of the chill out the steam and the next day. Mixed by the big crew. V-am zis mai devreme, a fost ziua colegei noastre, Corina, la mulți ani și pe această cale. La mulți ani! La mulți ani! Ea, în timpul liber, ia niște cursuri. Nu te-ai aștepta. Te gândești la gătit, te gândești la pictură, greșit. Ea servește cursuri de balet. Drept pentru care noi am încercat să-i facem o surpriză. Lacul lebedelor se numește. Ar fi trebuit să arate așa... Și totuși a arătat așa. Eu? Trupa de balet nu e acasă prin zi. Am dansat și noi cum am putut, fiecare cu tutiul lui, ai viața. Totodată cu această ocazie am aflat că Ionuț are viață personală. Șocant. Noi toți ceilalți nu reușim, dar el cumva se descurcă. Spre exemplu, Ionuț are timp să doarmă. Ionuț are timp să se joace. Ce mai face Ionuț? Ionuț face sport. Julian Fabregas cu Messi în teren, Barcelona este mereu favorită. Bravo, Ionuț! Trecem de la Ionuț la colegul nostru Șurubel, pentru că de face parte din echipa Virgin Tonic. Bogdan Șurubel și Ionuț, alături de Alexandra Gavrilă, Lucian Popescu și în spatele camerei, Valicu este el acolo. Da, da. Șurubel a avut, ca orice om normal, o problemă într-o dimineață. Știi problema aia care vine după ce îți bei jumătate de cană de cafea? Iată. Am băut o vitamină efervescentă și am fumat o țigară și așa face asta. Bienvenido, barbarito! Asta se întâmplă într-o dimineață normală la Virgin Tonic, locul în care de altfel am celebrat femeia cu ocazia 1 martie și 8 martie, puțin diferit decât suntem noi obișnuiți în mod normal. S-a numit Angry Mom's Day. Iată câteva secvențe din culise. Pregătirea, ia uite-o. Fii atent la Maria, incredibil. Ia, cum încurajați pe mami? Hai, mami!
7. Bine, Maria, 8. 10. La fix va nimerit 1. Ia, mă pune și pe mine? Nu mă pune. Îngerașii. Asta se întâmplă când Șurubel strică o prea minunată poză de familie. Ceva obișnuit. Știți momentul acela când o fată își aranjează părul în vitrină? Asta s-a întâmplat și la noi. A venit Remețan, a trecut prin fața biroului meu, care are un perete de sticlă. Ce să facem? Aia e viața. Remețan nu m-a văzut și Remețan... Când crezi că nu te vede nimeni. Bine, Reme, orice face tot scurt e. Da, orice ar face tot scurt o să rămână, aia este viața. Totodată, Remețan și Andrei Nicolae fac o echipă absolut senzațională. Ei se întâlnesc în fiecare zi pentru că își predau ștafeta unul celuilalt și se gândesc ei așa să ne imite pe unii dintre noi. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Cristi Stanciu și... Domnul Andrei Nicolae, ce părere aveți despre Cristi Stanciu? Hei, salutare! Virgin Sessions și astă seară, ne vedem la Târgu Mureș, Cluj, Timișoara, Ploiești. Deci părerea ta este că nu ai nicio părere, bine? Salut! Și acum, Backstreet's back, alright! Andrei Nicolae și-a făcut de cap săptămâna asta cu ascultătorii. Sper că ați pornit filmarea, sper că foarte mulți oameni au pornit filmarea în momentul ăsta. Mai avem 10 secunde din acest moment. Aștept pe WhatsApp la 0734-36-30 filmările voastre. Asta e piesa pentru toți oamenii care muncesc acum. Andrei Nicolae, sunt Love You. A fost Mark Ryan, el a fost Cristi Stanciu. Eu încă sunt. Eu am rămas bun. Asta a fost ediția de Virgin Vlog produsă de noi doi. Pentru mai multe detalii și informații, vă rugăm să accesați conturile de Facebook și Instagram Virgin Radio, de asemenea și conturile și Instagramurile personale pentru toată lista de evenimente la care participăm în fiecare weekend, pentru că da, avem voie să ieșim din casă. Sâmbătă viitoare suntem la Sibiu. Mango. A murit un tău. Toate bune, bye-bye. Nu uita, Virgin Vlog, like and share și subscribe.